Bine v-am regăsit! În acest material vreau să vă vorbesc despre masă și greutate, mai exact despre deosebirea dintre aceste două mărimi fizice în primul rând, dar și despre legătura dintre ele. Și m-am hotărât să fac acest lucru pentru că se fac numeroase confuzii atunci când vorbim despre masă și greutate. Și nu trebuie să ne mire acest lucru, există suficiente motive de confuzie, dintre care amintesc câteva. Întâi că masa este o noțiune fundamentală a fizicii și de câte ori ne apropiem de ceva fundamental, înțelegerea noastră începe să-și arate limitele. Apoi, cele două noțiuni, masa și greutatea, au fost în istoria științei subiectul multor controverse și a mai multor teorii. Alt motiv este acela că în viața de toate zilele folosim de multe ori kilogramul când ne referim la greutate, deși greutatea, fiind o forță, se măsoară în newton. Și acest lucru se întâmplă în primul rând pentru că atunci când ne urcăm pe cântar, cântarul arată niște kilograme, adică ne arată masa, dar de fapt el măsoară forța cu care ne atrage pământul, adică măsoară de fapt greutatea. Apoi, chiar și în textele de popularizare a științei și, din păcate, chiar și în manualele școlare, cele două noțiuni sunt uneori definite neglijent. Și mai există un motiv legat de școală. Pentru diferite niveluri de studiu a fizicii, profesorii definesc diferit cele două noțiuni din rațiuni pedagogice, adică în funcție de capacitatea de înțelegere a elevilor, care evident depinde de vârsta lor. Și în fine, mai vreau să spun că internetul găzduiește, din păcate, multe definiții greșite sau superficiale pentru masă și greutate. Vă dau un exemplu. Definiția în limba engleză din Wikipedia pentru masă este în traducere cam așa, cantitatea de materie dintr-un corp fizic. Dar tot în Wikipedia, la definiția materiei, se spune că materia este orice substanță care are masă. Observați cercul vicios. Masa este cantitatea de materie, iar materia este substanța care are masă. Din fericire, la definiția masei în limba română, nu s-a făcut aceeași greșeală. Îl felicit pe cel care a definit masa în secțiunea de limbă română. Despre masă și greutate se pot spune foarte multe lucruri și există multe aspecte foarte complexe legate de aceste două noțiuni. Unele dintre ele legate de energie, de teoria relativității generale, adică de spațiu și timp, de fizica particulelor elementare, câmpul Higgs și multe altele. Dar pentru că am de gând să vorbesc despre aceste aspecte mai complexe în alte materiale, din alte serii, întâi să vedem ce se înțelege prin masă și greutate în fizica clasică. Să nu credeți că dacă vorbim acum din punctul de vedere al fizicii clasice, ceea ce vă spun este greșit. Așa cum am explicat de mai multe ori, nu așa funcționează știința. Când înlocuim o teorie științifică cu alta, nu o facem pentru că vechea teorie era greșită, ci pentru că cineva a găsit o teorie mai generală, în care teoria veche era doar un caz particular, sau pentru că cineva a găsit o teorie mai precisă. Dar vechea teorie rămâne valabilă în limitele ei de aplicabilitate sau pentru anumite condiții sau dacă nu dorim nu știu ce precizie extraordinară. În fizica clasică există mai multe feluri de masă, dar pentru ceea ce ne interesează pe noi e importantă așa numita masă inertă, adică masa care se manifestă în interacțiunile noastre cu corpurile din jur. Și această masă inertă se numește așa pentru că ea măsoară inerția unui corp. Iar, simplu spus, inerția este proprietatea corpurilor de a-și păstra starea de mișcare. Adică de a-și păstra viteza, mai simplu spus. Dacă un corp este în repaus, trebuie să acționăm cu o forță asupra lui ca să se pună în mișcare, dar și invers e adevărat, dacă este în mișcare, trebuie să acționăm cu o forță asupra lui ca să se oprească.
Simplu spus, inerția este proprietatea unui corp de a se opune schimbării vitezei lui. Priviți ce se întâmplă când se ciocnesc două corpuri cu mase diferite. Întâi voi simula o ciocnire elastică. Corpul care va veni din stânga are masa de 10 ori mai mare decât cel care va veni din dreapta. Și puteți ușor observa cum corpul cu masa mai mare nu-și schimbă aproape deloc viteza, în timp ce corpul cu masa mai mică își schimbă foarte mult, își schimbă chiar sensul de mișcare. Să mai vedem o dată. Acum voi simula o ciocnire plastică, corpurile vor rămâne lipite. Și puteți observa același lucru, corpul cu masă mai mare aproape că nu-și schimbă viteza, în timp ce corpul cu masă mai mică ajunge să aibă aproape aceeași viteză cu cea pe care o avea corpul cu masă mare înainte de ciocnire. Ați observat că o masă mai mare înseamnă inerție mai mare. Cu cât un corp are masa mai mare, cu atât e mai greu de pus în mișcare, cu atât e mai greu de oprit din mișcare, cu atât e mai greu să-i schimbăm viteza. Mai general vorbind, cu cât masa corpului este mai mare, cu atât este mai greu să schimbăm așa-numita stare de mișcare a corpului. Deci cu cât are masa mai mare, cu atât este mai încăpățânat în a-și păstra starea de mișcare. În fizica clasică și nu numai, în fizica modernă există în continuare noțiunea de masă inertă. Masa este deci măsura inerției unui corp. Iar unitatea de măsură pentru masă este kilogramul. Definiția modernă a kilogramului este destul de complicată, dar pentru scopurile noastre putem defini kilogramul mult mai simplu, și anume un kilogram este masa unui litru de apă. De fapt, asta a fost și prima definiție a kilogramului. Este foarte important să înțelegem că inerția unui corp, deci masa lui, nu se schimbă în funcție de locul în care se găsește corpul. Deci, inerția corpului și deci și masa lui este o proprietate a corpului respectiv. Un kilogram de ceapă rămâne tot un kilogram de ceapă și pe Lună, și pe Marte, și chiar și în imponderabilitate. Va fi tot un kilogram de ceapă. Din experiența mea la catedră știu că se face de multe ori confuzie între masa inertă și greutate. De pildă, nu odată am fost întrebat dacă un glonț ne poate face rău în condiții de imponderabilitate, dacă ținem cont de faptul că el acolo n-are greutate. Glonțul nu ne face rău pentru că are greutate, ci pentru că are inerție, adică masă. Și când atinge o anumită zonă a corpului nostru, el se încăpățânează să meargă mai departe, să-și păstreze starea de mișcare din inerție. Deci răspunsul este da. Efectul unui glonț este același în imponderabilitate, ca și aici pe Pământ, ca oriunde în altă parte. Dar putem să ne gândim la ceva mai puțin dramatic. Dacă ne lovește, de pildă, o minge de tenis pe Lună, vom simți exact același lucru pe care l-am simțit aici pe Pământ, dacă am fi loviți de acea minge de tenis, sigur, dacă ar avea aceeași viteză. Pentru că nu din cauza greutății mingii simțim efectul de ciocnire cu ea, ci din cauza inerției ei, adică din cauza faptului că are masă. Și acum greutatea în fizica clasică. În fizica clasică, greutatea unui corp este forța cu care îl atrage Pământul. Dacă suntem pe Lună, greutatea este forța cu care Luna ne atrage sau atrage corpurile din jurul nostru. Ceea ce înseamnă că greutatea unui corp nu este o proprietate a corpului respectiv, pentru că ea depinde de locul în care se găsește corpul. Așa că întrebarea ce greutate are acest corp n-are sens dacă nu precizăm un corp ceresc pe care se găsește corpul respectiv. Sigur, de obicei nu facem această precizare în cazul Pământului, pentru că de obicei ne referim la Pământ. Puțin dintre noi am ajuns și prin alte părți.
Și deoarece este o forță, greutatea se măsoară în newtoni și nu în kilograme. Un newton este forța care atunci când acționează asupra unui corp cu masa de un kilogram, îi imprimă acestui corp o accelerație de un metru pe secundă la pătrat. Aici, la suprafața Pământului, un corp cu masa de un kilogram are greutatea de aproximativ 10 newtoni, mai exact 9,81 ca o medie pentru toată suprafața Pământului. Așa că dacă vreți să aflați ce greutate aveți, trebuie să vă înmulțiți masa, adică câte kilograme aveți, cu 10. De pildă, un om care are 80 de kilograme are greutatea de aproximativ 800 de newtoni. Atenție la unitatea de măsură. Din ceea ce tocmai v-am spus, reiese și legătura dintre masă și greutate. Și anume, greutatea este proporțională cu masa. De fapt, greutatea unui corp se poate calcula cu această formulă, în care M mic este masa corpului, iar G mic este accelerația gravitațională în locul în care se găsește corpul. Adică accelerația cu care cade în acel loc un corp lăsat liber. Aici, pe Pământ, valoarea accelerației gravitaționale este aproximativ 9,81 metri pe secundă la pătrat. În acest tabel puteți vedea raportul dintre greutatea unui corp în diferite locuri din sistemul solar și greutatea lui pe Pământ. După cum vedeți, pe Marte, unde intenționăm să ne ducem în curând, greutatea este mai puțin de jumătate din greutatea pe Pământ, în timp ce pe Lună este abia cam a șasea parte din greutatea de pe Pământ. De fapt, exceptând Soarele, unde sunt puțini amatori de călătorie, într-un singur loc din sistemul solar suntem semnificativ mai grei decât pe Pământ, și anume pe Jupiter. Dacă vă întrebați de ce nu suntem mult mai grei pe planetele mari ale sistemului solar decât suntem aici pe Pământ, răspunsul este că greutatea pe care o avem pe o planetă nu depinde numai de masa planetei respective, ci și de dimensiunea planetei. Și cu cât diametrul, să zicem, planetei respective este mai mare la aceeași masă, cu atât greutatea corpurilor este mai mică pe suprafața planetei respective. Mai trebuie să fac precizarea că exprimările pe Jupiter, pe Saturn, pe Uranus, pe Neptun nu prea au sens, deoarece aceste planete sunt giganți gazoși și nu au o suprafață tare pe care să ne putem plimba și să privim cerul, așa cum putem face pe planetele mici ale sistemului solar, Mercur, Venus, Pământ și Marte. Și acum, foarte pe scurt, să vedem ce spun teoriile fizice moderne despre masă și greutate. Așa cum am arătat în materialul E egal cu MC pătrat din seria 5 minute despre, masa este o măsură a energiei de toate felurile conținută într-un corp sau într-un sistem. Iar această ecuație, în care avem energia în stânga egală cu masa corpului în dreapta înmulțită cu viteza luminii la pătrat, ne arată așa numita echivalență dintre masă și energie. Acolo unde este energie, este și masă. Am putea spune că dacă vrem să definim existența pe baze fizice, atunci ceea ce are fizic existență este ceea ce are masă. Dacă vrem să definim fizic existența, deci trebuie să spunem că există ceea ce are masă. Dar acum ați putea spune pe bună dreptate cum rămâne cu particulele elementare care au masa zero. Ele n-au o existență fizică. Pentru cei pe care îi preocupă aspectele legate de fizică ale acestei întrebări, voi vorbi despre acest lucru într-un material din seria 5 minute despre în curând. Deocamdată vă voi spune doar că fotonul este o excitație a câmpului electromagnetic care transportă energie și energia pe care o transportă se manifestă și ca masă, ca orice energie. Particulele fără masă, cum este fotonul, nu pot exista decât în mișcare și nu în orice fel de mișcare, ci în mișcare cu viteza luminii.
nu se pot mișca mai încet și nici nu pot exista în repaus. Deci atunci când spunem că fotonul nu are masă, de fapt spunem că fotonul nu poate exista în repaus. Când vorbim despre greutate în fizica modernă, lucrurile se complică și ajungem la cea mai misterioasă interacțiune din univers, la interacțiunea gravitațională. Greutatea unui corp în teoria relativității generale apare datorită deformării spațiu-timpului în jurul maselor sau în jurul energiilor. Ați văzut că este același lucru. Așa cum am arătat în materialul Einstein contra Newton, greutatea poate fi descrisă ca o forță de inerție, care apare pentru că nu folosim un sistem de referință inerțial. Dar, spre deosebire de forțele de inerție, greutatea apare ca o interacțiune între corpuri. Și ca orice interacțiune trebuie să fie mediată de ceva. Adică trebuie să existe ceva între corpuri prin care să se poată manifesta această interacțiune. Și acel ceva îl numim câmp gravitațional. Și despre acest lucru voi vorbi într-un material din seria 5 minute despre. Acum vă voi spune doar că teoria relativității generale ne dă doar o descriere geometrică a interacțiunilor gravitaționale, dar nu ne spune nimic despre mecanismul acestei interacțiuni. Nu ne spune nimic despre natura fizică a acestei interacțiuni. Așa cum, de pildă, electrodinamica cuantică ne explică cum apare interacțiunea electrică. Așa că, deocamdată, nu putem spune că înțelegem forța gravitațională, deci nici greutatea, pentru că greutatea este o forță gravitațională. Putem descrie forțele gravitaționale, putem face calcule foarte precise legate de ele cu ajutorul teoriei relativității generale, dar esența lor rămâne necunoscută. În concluzie, masa e masă și greutatea e greutate. Sunt două lucruri foarte diferite, chiar dacă greutatea este proporțională cu masa. Masa măsoară inerția unui corp și este o proprietate a corpului respectiv, măsurată în kilograme. Pe când greutatea unui corp depinde de locul în care se găsește corpul și poate să fie și zero în condiții de imponderabilitate. Ea este o forță și se măsoară, deci, în newtoni. Dacă ați crezut că masa și greutatea sunt două lucruri asemănătoare și că sunt două lucruri ușor de înțeles, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!